Domnul Iisus spune ucenicilor săi că ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Totuși, fiind în lume, care este responsabilitatea noastră și ce trebuie să facem noi? Și mă gândeam la Psalmul 84, cu 6, spune: când străbat aceiaștia, adică cei ce se încred în Domnul, valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Deci, prezența unui om neprihănit sau unui om care trăiește după voia lui Dumnezeu, se încrede în Domnul, aduce viață. Prezența lui, deci într-un loc valea plângeri, într-un loc pustiu care reprezintă moarte și suferință, spune: prezența celui neprihănit aduce viață, este izvor de viață și o umple de izvoare. Și mă gândeam la rolul pe care îl avem noi în lume. Domnul Iisus spune că noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Și în izvor de viață este o expresie des întâlnită în Proverbe și apoi în Evanghelie. Și în Proverbe spune astfel, 13:14. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Deci ce învățătură pe care o dă înțeleptul este un izvor de viață și de fapt cum este un izvor de viață? În învățătura pe care o dă celălalt, el îl previne și îi vorbește și îl protejează de căile care duc la moarte. Îl face conștient de căile care îl duc la moarte și arată căile care duc la viață. Apoi, în Proverbe 14:27 spune: frica de Domnul este un izvor de viață. Apoi, în 16:22, înțelepciunea este un izvor de viață. Expresia izvor de viață este una care se întâlnește des în Proverbe și apoi în Evanghelie, special în Evanghelia după Ioan. În Ioan 7:37, Iisus spune: eu sunt apa vieții. Apoi, în 7:38, spune: cine crede, din inima lui vor curge izvoare de apă vie. Deci, cel care a crezut, prezența lui sau unde este el, din inima lui curge izvoare de apă vie, deci apă care duce la viață. Dar în Proverbe iarăși se vorbește mult și despre apa vie și spune așa: gura celui neprihănit este un izvor de viață. Iarăși vedem că cel neprihănit, prezența lui aduce viață, izvor de viață. În Proverbe 13:14 spune: învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Deci învățătura pe care o dă înțeleptul, care spune că înțelepciunea este un izvor de viață, deci învățătura pe care o dă el îl protejează pe om de la moarte, îl avertizează cu privire la căile care duc la moarte și arată căile care duc la viață. Și mă gândeam, noi, Domnul Iisus spune că noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Și care este rolul nostru? Ce trebuie să facem noi în lume? Și vedem că noi trebuie să fim izvoare de apă vie, pentru că stăpânitorul lumii acestea, în Ioan, spune că el, de fapt, este cel despre care Domnul Iisus spune că este mincinoșul ucigaș și el stăpânește. Este o lume în care moartea stăpânește sau stăpânește cel care vrea să ne ducă la moarte. Totuși, Domnul Iisus spune că noi, prezența noastră, trebuie să fie izvor de viață. Vorbirea noastră, purtarea noastră trebuie să fie una care aduce vindecare și care apără pe om de cursele morții. Și în Psalmul 84, versetul 6 vorbește despre cel neprihănit, cel care se încrede în Domnul și spune: când străbat aceștia valea plângerii. Deci când aceștia sunt într-un loc unde este suferință, moarte, boală, deci când străbat aceștia valea plângerii, nu spune că ei sunt afectați, ei devin depresivi, suferă, plâng, mor. Nu, spune că când aceștia străbat valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Deci prezența lor aduce viață. Nu ei sunt afectați de moarte sau nu sunt ei înghițiți de lumea sau mediul în care este plin de suferință, moarte și durere. Nu, de fapt prezența lor aduce vindecare și aduce viață. Și prin învățătura pe care o dau, prin purtarea lor, acești oameni, omul neprihănit, omul înțelept, pentru că vedem că de fapt în Biblie cel neprihănit și cel înțelept este același. Și felul cum în Psalm și în Proverbe este descris cel neprihănit, aceleași calități sunt folosite pentru a-l descrie pe cel înțelept. Și vedem că prezența unui om neprihănit, unui om înțelept, va aduce viață și vindecare celor care sunt afectați și de fapt spune că noi toți deja ne naștem afectați. Noi ne naștem în păcat, ne naștem în durere, noi deja ne naștem vrednici de moarte, dar învățătura, prezența și spune că de unde de fapt vine izvorul acesta. Iisus spune: eu sunt apa vie și dacă mă primiți pe mine, dacă credeți în mine, din inima voastră vor curge izvoare de apă vie. De fapt, crezând în Domnul Iisus, avem Duhul Sfânt, avem această apă vie care face ca din prezența noastră, dacă ascultăm din îndemnurile Duhului, să fie o prezență care aduce viață, care este un izvor de apă vie.